Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia Gemeni. Mesajele pentru voi în perioada 5-11 februarie 2024 vor fi extrase din cărțile pe care de obicei le pregătesc de oracol și de tarot. Cum va fi noua săptămână pentru zodia Gemeni? Dragii mei, aș vrea să aprind o lumânare pentru sănătatea noastră a tuturor și a celor dragi nouă, dar și pentru vindecări, pentru împăcări, pentru găsirea de soluții și, bineînțeles, rezolvarea de probleme. Dacă sunteți gata, eu aprind această lumânare și sper în rezolvarea și în împlinirea, cum spuneam, a tot ce vreți și vă propuneți. Să continuăm să vedem, da, din acest tarot energii, care a fost carta care s-a evidențiat. Iată bărbatul care ține o monedă. Fie că sunteți domnii gemeni, prosperi financiar, fie că doamnele gemeni vor fi bine aspectate de un consultant, de o persoană, bărbat care să ofere această sumă de bani. 43 sau 34 poate să reprezinte o vârstă. Foarte interesantă carte, da? Poate vorbiți cu un consultant. Iată, aveți și o nouă viziune. Poate este o nouă viziune în legătură cu banii, totodată, dar este arcana majoră cu numărul 12. Poate în 12 februarie se întâmplă ceva de impact, dar această nouă viziune, bineînțeles că vă duce în altă direcție, vă deschide noi drumuri, dragii mei. Hai să continuăm, să vedem ce anume avem aici. Mesajul din partea cărților spune că există niște factori religioși care nu vă lasă să fiți împreună. Viața voastră amoroasă este influențată de religie și de căile spirituale diferite pe care voi și o persoană dragă le puteți avea. Dacă sunteți de acord, merg mai departe, dragii gemeni, și iată, foarte interesant, aici pe de o parte vreți să construiți, să aveți o fundație solidă, să ridicați acest edificiu foarte frumos, pe de altă parte sunt persoane care poate vă mai pun bețe în roate. Dacă voi, cu numărul 38, vă gândiți, da, la 24 de ani, la 38, poate vorbim de ora 11, da, este aici o carte foarte frumoasă care vorbește despre această nouă viziune care duce către romantism, noua viziune duce către pragmatism totodată, da? Pentru că, iată, aici avem o carte cu numărul 23 și sper să vă meargă bine, dragii mei. Aici e 38, nu știu dacă am spus, 38, 24, între 3 și 8, da? Iar cealaltă carte are numărul 23 sau 32 și sunt aici probabil niște șoricei, așa le zicem noi, dar de fapt sunt niște oameni care pun bețe în roate, dar nu vă lasă să faceți toate demersurile pe care vă simțiți ghidați să le faceți, da? Să vedem cărțile obișnuite ce spun. Și avem 7 cărți, dragii mei, le extrag într-un mod aleator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ia să vedem, dragii mei, la ce anume se referă aceste cărți. Văd o doamnă din Taur, Fecioară, Capricorn sau șatenă cu ochii căprui. Și mai văd de asemenea doamnă domn dintr-o instituție financiară sau particulară sau de stat, dar poate fi și un bărbat sau o doamnă din gemeni, balanță, vărsător, da? Sau poate să fie o instituție de stat sau particulară și are într-adevăr această, da, sunt persoane cu ochii verzi sau albaștri care, hai să vedem, vin cu bucurie în casa voastră, vedeți? Și mai vin și cu o bucurie mică, foarte frumoase cărți. Deci totul este, iată, să vă urmați acest drum, că este în destinul vostru. Și mai văd un bărbat din gemeni balanță vărsător și cu iubirea, dragii mei, ori o afacere, ori un loc de muncă, ori lucruri foarte, foarte frumoase. Eu sper ca să vă meargă bine, da?
și că veți interpreta aceste cărți așa cum le-am menționat. Dacă aveți și alte nuanțe, fiți absolut deschiși să primiți acele mesaje, da, din partea ghizilor spirituali. Iată, prima carte, apoi a doua, a treia. Hai să vedem în continuare. Vorbim de energia de luni până joi și am să aleg, bineînțeles, pachetul din mijloc. Deci sunt 3 cărți, 4, 5, 6, 7. Hai să vedem cum este aspectată săptămâna pentru doamnele și domnii din Gemeni. Iată chiar regina de spade. Da, doamnele sunt bine, foarte bine aspectate. Persoane din Gemeni, balanță, vărsătoră, am ochii albaștri și văd că face dreptate într-o privință sau alta. Ce mai văd cu 10-lea acesta de monede? Marți este o preocupare pentru o familie fericită și lipsită de griji. Veți vorbi mai mult cu familia, veți fi destul de inimoși să achiziționați, să faceți ceea ce este necesar. Treiul de spade vorbește de ziua de miercuri. Când vă călcați pe inimă într-o privință, dar vreți să mergeți mai departe cu o anumită relație. Și văd de asemenea un as de cupe care aduc ce vindecări, aduce planul emoțional frumos, da, excelentă carte. Apoi văd cartea nebunului, nebunul care stabilește începuturile cu multă încredere și cu tot ce este mai frumos. Raci, scorpion, pești, da, sunt berbecilei săgetători, cei cu care voi vorbiți și am un 8 de cupe, lucrurile par să fie foarte bine, iar 4 de bâte, într-adevăr, vă anunță că lucrurile sunt cât se poate de frumoase și de deosebite. 4 acesta de bâte arată celebrare, petrecere, mergeți într-o altă casă, aici văd cu 8-ul de cupe, soarele, da, un soare care vă încălzește sufletul, vă dă sfaturi și așa mai departe. Sper că ceea ce am spus să rezoneze cu voi, eu vă îmbrățișez cu mare drag și Doamne ajută, da, să simțiți așa că lucrurile devin mult mai aspectoase și pe măsură ce trece timpul veți învăța să apreciați, da, câteva energii care sunt recurente, adică vin din urmă iar și iar până se rezolvă. Vă doresc toate cele bune, să aveți grijă de voi, vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag. La revedere! Pa, pa!